dau mesaj, fug la pont, număr banii, iau ștoa, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă, fest, panicat de vilaje, da, tă nu mă opresc. Doamne, dă-mi putere, că de gardă mă feresc. Tă timpul stau de șase ca să fiu 100%. Vine să mă sare, știi că își așa când vârstă, fac banii. Raul Enciu, băiatul ăsta pe care l-ați tot menționat în comentarii pentru seria Care-i faza? V-am văzut, am luat la cunoștință, dar trist e că l-ați descoperit abia acum pe Raul Enciu. Înainte după ploaie, strada mea e curată. Ați înțeles? Dar la voi, haterilor, e noroi. El face content, dacă ai putea să-i spui așa, de mult timp, dar mulți l-au descoperit recent. Dar de ce a ajuns în vizorul mai multor persoane în ultimul timp? Ce a făcut? Păi asta aflăm în seria asta, care-i faza cu diferite meme-uri, personaje și diferite trenduri. Acum ne-am strâns peste 300.000. Mulțumesc pentru că v-ați abonat și chiar vă place seria asta. Acum tot ce rămâne de făcut e să și apăsați pe clopoțelul ăla nonorocit ca să primiți și notificarea atunci când postez. Raul s-a făcut cunoscut tot prin intermediul TikTok-ului, username-ul lui în momentul de față fiind RaulEnciu18. Dar înainte de asta a mai avut un cont, RaulEnciu17, cu peste 50.000 de followeri. Cont care a fost și banat, nu știu din ce motive, dar și acolo avea același stil de postări ca pe noul cont. A început cu dansuri orientale foarte reușite. Oricât a încercat el să tragă de tricou în jos la începutul clipului, tot i s-au descoperit șoldurile de Shakira când a ridicat mâinile în sus. Pentru că tricoul ăla l-a primit la vârsta de 7 ani și încă trage de el. Hai că mai merge încă un an. Eu zic să-i mai dați o șansă, poate chiar le are cu dansul, dar nu știți voi. Ok, nu știu ce a vrut să fac acest Asteca din Bragadiru. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Însă, acest băiat a încercat să facă un dans de pe TikTok, însă nu a reușit. Noi toți sperăm să te faci bine. Te rog, explică ce ai făcut, că nu înțeleg. Păi îți zic eu ce a încercat să facă, un dans popular de pe TikTok. O să vă arăt și varianta de așa trebuia să iasă. Ce apreciez la el e că are multă încredere în el. Nivelul de confidence e până în tavan. Pe profilul lui face cultul personalității și se pune pe diferite edituri. Și n-am înțeles niciodată efectele de genul. Credeam că le folosesc doar doamnele 50+. O tâmpă, Marian! Are o bariere pe snobere! Vai, ce miracol! Ce minune, s-a spart sticla și a apărut fața lui Raul. Ce să mai zic, artă pură. Sau uitați-vă și voi ce cod are Raul al nostru la telefon. Deci dacă vă gândiți vreodată să intrați în telefonul lui, n-aveți cum. Mamă, cum ne-a umilit în halul ăsta, nu pot să înțeleg. V-am spus, el vrea să se vadă peste tot. În curând o să se vândă și covoare cu fața lui. Sau poate vreți și voi să vă puneți un tapet în living room. Povești din folclorul maghiar. Și dacă sunteți curioși ce se întâmplă când căutați cea mai sexy persoană pe Google, o să vedeți aici rezultatul. Clip postat tot de Raul pe profilul lui. Stop the cap! Observ că trece prin mai multe etape acest Raul Enciu. Acum trecem la alt talent ascuns, cântatul. Și aici stăpânește foarte bine vocea. Frumusețe de femeie, zici că-i top model. Ce bine cânti, ai fi un bun fotbalist. De cântat recis bine. Cine vrea o colaborare cu el și Christy Hope? Lumea zice bine când cere această colaborare Christy Hope și Raul Enciu. După cum vedeți, sunt multe asemănări. Cântă, dansează, încredere în el. Mai trebuia să dea citate motivaționale și erau best friends forever. Și asta s-a și întâmplat, a început să dea și citate. Bunătatea este pentru oamenii cei puternici, iar răutatea este pentru oamenii cei slabi.
A, ce ai zis-o, bă, frate. Ai, mai uns pe suflet. Dar nu pot să-mi dau seama de ce a început clipul privind așa în jos. Ăulo. După a mai și ridicat degetul ăla în sus de parcă ținea mare discurs. Bunătatea. NPC-urile există, chiar că NPC. Mai bine, o să-mi fie scârbă de atâta răutate și cel mai bine o să-mi placă bunătatea. Ca orice influencer în devenire, Raul a dat și de hateri. Au început să facă mișto de el, dar nu știau că lui Raul chiar nu-i pasă. Degeaba faceți mișto de mine, de oftică sau de invidie, care v-au roz. Care v-au roz? Bine că nu ne-au albastru. Acest băiat a zis că ne-a roz invidia. Că nu vă convine, că merge bine, că la mine pe stradă este absolut perfect. El a mai devenit viral datorită clipurilor explicative pe care le aducea. Omul găsea clipuri pe For You și descria în cel mai simplu mod ce se întâmpla în clipurile respective. Ăsta și-a pus pe față bandă izolatoare și spaghetti pe cap și, la urmă, a făcut fărâmiș. Mulțumesc, eu sunt pe jumătate orb și nu înțelegeam ce se întâmplă. Dacă îmi pică la subiectul 2 rezumat, te sun. Mulțumesc, frate, apreciez gesturile tale înțelepte. Asta a cauzat un val de reacții de alți creatori de conținut sau trepări, cum ar fi Ian, Atesca. Cum aranjez eu părul frumos? Ăsta și-a aranjat părul cu o perie albastră. Cum aranjez eu părul frumos? Ce face ăsta? Ăsta și-a aranjat părul cu o perie albastră. Aaaa, ce face mă tâncit asta? Asta a băgat paharul în unt și a făcut o jumătate de gaură și după aceea a pus porumbul și l-a răsucit în unt. Wow, legendele! Wow, doar de ce s-au unit? S-au unit legendele să facă istorie. Mersi! Ce și-o fi pus ăsta pe față și pe cap și ce-o fi făcut el la urmă, doamne? Ăsta și-a pus pe față bandă izolatoare și spaghetti pe cap și, la urmă, a făcut fărâmiș. Mersi, Raul! Raul a mai fost implicat în niște certuri cu haterii lui și a luat-o prea în serios. De-aia probabil ați văzut înregistrări când înjură și face pe smardoiu. Dacă vii peste mine în casă, scot cuțitul și te zbag în gât. Nu mai lăsa deloc în pace ce-mi pur... Erai copil educat. Am greșit mamă cu gherțoi, m-am înturat. Oh, hell no, man, what the fuck, man. Dar cam asta a fost faza cu Raulenciu, un fel de Christy Hope 2.0, mult mai încrezător. Să-mi scrieți în comentarii despre ce mai vreți să aflați care e faza.